La data de 29 martie, polițiștii brigăzii de combaterea criminalității organizate Târgu Mureș și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române sub coordonarea procurorilor DICOT Târgu Mureș au efectuat nouă percheziții domiciliare la persoane bănuite de operațiuni ilicite cu droguri de risc și mare risc, precum și cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 1,7 kg de materie vegetală susceptibilă a avea efect psihoactiv, 6.000 de lei, două laptopuri, o tabletă patru telefoane mobile un pistol cu bile de cauciuc și muniție aferentă cinci arme albe microcântare grindere și țiple din plastic transparent Șapte persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar față de o persoană s-a dispus continuarea cercetărilor sub control judiciar sub aspectul comiterii infracțiunilor, de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, precum și jandari.